Senciuc avea cea mai mare armată, dar nu prea explorase harta, n-avea multe artefacte. Aduce Dilimache cafeaua. Ce dracu' e așa sărată? Te-ai pișat în ea, nebunule? Ce ai, mă, nu! Hai, salut! Eu sunt Gigi. Băi, frate, lumea s-a schimbat mult în ultimele 3 decenii. Viața era altfel, oamenii erau diferiți, copiii aveau alte priorități, până și clima era diferită, frate. Sigur, și atunci era calvara, dar parcă era o căldură mai blândă, mai suportabilă, aerul era mai respirabil. Dar cel mai mult s-a schimbat tehnologia, de la telefoane cât o cărămidă din anii 90, pe care le foloseai pentru ce au fost create, convorbiri telefonice, s-a ajuns la telefoanele inteligente din ziua de azi, care pot fi folosite și ca aparat foto, cameră video, consolă de jocuri, e practic un computer în miniatură. A ajuns cel mai valoros lucru, nu mai e doar un telefon, e practic cel mai important obiect al majorității oamenilor. Trăim într-o perioadă tristă, frate. Dar să revenim, pe lângă telefoanele inteligente, au progresat mult și PC-urile. De la primul nostru PC, un 486 la 66 de MHz, s-a ajuns la PC-urile din ziua de azi, cu procesoare cu multinuclee, 10 de giga de RAM, plăci video cu mai multă memorie decât un bătrân de 80 de ani, nici filmele SF nu-și imaginau asta. Au datele rateuri cu mașinile zburătoare și pacea în lume, dar pe asta au nimerit-o în mare parte. Suntem toți conectați între noi, putem găsi orice informație vrem la distanța unui click, putem vorbi cu oricine de oriunde. Și totuși suntem mai singuri ca niciodată. Știu, e trist, frate, dar asta e lumea în care trăim și încet încet devenim ca Borgii din Star Trek, o minte colectivă într-o lume în care individul nu mai contează. Unicitatea și diferențele dintre noi, lucrurile esențiale pentru dezvoltarea umanității, au ajuns să fie tabu. Toți trebuie să avem aceeași părere și aceeași gândire. Nu mai putem spune ce gândim cu adevărat. Deși se presupune că temelia democrației e libertatea de a spune ce gândești, dar trăim într-o lume ciudată. Dar hai să trecem la poveste, că intrăm în discuții prea serioase și mi-închid ăștia canalul. Da, frate, și cum PC-urile au făcut un salt tehnologic uriaș, jocurile anilor 90 erau pur și simplu prea depășite. Nu le mai puteai juca. Decât dacă aveai vechea râșniță pe care o numai calculator. Și acum vreo 10 ani ne-a chemat Milică pe la el să instalăm Windows XP, își luase un nou PC. Hai, salut, Milică! Salut, Mili! Să trăiți, băieți! Zici că vrei XP, Mili? Da, băiete, dacă zici că 98 nu mai merge... E depășită la și ăsta e cam vechi. Înainte să continuăm, dacă îți place povestea, lasă și tu un like, frate. Dacă nu ești abonat, apasă acum butonul de subscribe. Răspunsul la quizul de săptămâna trecută era B, pantaloni. Primele 5 comentarii cu răspunsul corect și încă 5 alese aleatoriu sunt acum afișate pe ecran. Vrei să ai și tu o șansă? Fii atent la următorul quiz. Câți lei mi-a dat grasul pe 2 țigări? A. 2 lei. B. 3 lei. Sau C. 1 leu. Lasă răspunsul repede în comentarii. Ai 5 secunde. Șneap! Gata? Ai răspuns? Și acum, înapoi la poveste. Milică se pregătise cu o sticlă de bere, una de suc, ca de obicei. Și după ce am terminat, ce zice Milică? Da, Hirosul poți să-l bagi, Gigi? Nu merge, Milică, e prea vechi. 4 cred că merge, Gigi. Nu, că nu-mi place ăla, 2 dacă e. Nu merge, e prea vechi, dar hai să mai încerc o dată. Mai încercasem cu vreo 2 ani în urmă, dar jocul era prea vechi, nu mai era compatibil cu noile versiuni de Windows. Plus că chiar dacă ar fi fost compatibil, probabil nu puteai juca. Era același concept ca un vechi joc de Tetris. Cum dădeai start, jocul se și termina, rula prea repede. Dar cum căutam eu pe acolo, dau de o versiune mai recentă, de la GOG. Citesc eu acolo ce scrie și era o versiune creată special pentru noile PC-uri. Cred că am găsit ceva. Crezi că merge, Gigi? Eu știu, așa scrie aici. Care, mă, ăla de la GOG-ul? Da, Milică, ăla. Hai că mă duc să mai iau o bere, băieți. Și trag jocul, îl instalez și mergea, frate. Ne puteam juca din nou jocul nostru preferat, Heroes of Might and Magic 2. Am mai băut o bere cu Milică și am plecat. L-am instalat și acasă și am jucat câteva jocuri. Dar cum în perioada aia eu lucram la garaj, Senciuc era și el ocupat cu munca, în timpul liber preferam să facem un ping-pong sau să urmărim un serial. Așa că după câteva săptămâni am uitat de Heroes. Cel puțin noi. Milică am continuat să joace aproape zilnic, se lăuda mereu ce bun e el la joc. Și au mai trecut vreo 2 ani și vine într-o zi Milică prin garaj. Era cu Dilimache. Făcuse și ăsta vreo 12 ani și îl învăța Milică, Heroes. Hai că a început să învețe. Aproape te-am bătut. Te-am lăsat eu, mă pun cu tine.
Ce mischeliosule, bătrânule! Ia uite ce gură are! Să vezi ce tăru mâine! E mai bun ca morlocul? Pe acolo, Senciuc, pe acolo! Era bună la mă? Era pe dracu, era cel mai prost. Dar chiar mă, a câștigat vreodată? La 2 nu cred, la 4 de câteva ori. De fapt a câștigat odată, când s-a aliat atunci cu mine. Pe așa câștigai și tu, băiete, cu manevre de-astea. Și a ieșit pe 2 atunci, dar oricum nu se pune. De ce mă, n-am încălcat nicio regulă? Tu m-ai ști dilimache când ai adus sucul ăla? Zi mai, ai făcut pipi în el? Ce mă, nebunule, n-am făcut. Și de ce râs ca prostul, mă? Nu mai știu, mă, făcusem într-una, dar nu mai știu care era. E, aia era sigur. Lasă că m-a răzbunat și eu. Ai mers în mâini când erai mic? Oho, oho! Dacă ești nebun, Cheliosule. Dacă n-ați văzut povestea cu Hirosu și Dilimache, o găsiți pe aici, pe undeva pe sus. Și mai vorbim noi acolo ce vorbim, că la un moment dat pune Dilimache o întrebare, întrebarea interzisă. Și care era cel mai bun dintre voi? Bă, aici intervenea mândria noastră. Fiecare se credea cel mai bun, dar niciunul nu am zis asta. Eram toți cam la fel, Florine, când apare domnul Mielu cu un pahar de bere în mână. Ai țigări, Gigi? Da, stai așa. Și cum, mă, toți erați la fel? Ce, mă, ce la fel? Întreba de Hiros Mielule. Gigi îi bătea pe toți. Gigi? Mi-a povestit mie. Pleacă Mieluțu. Ce știe ăla, mă? Tu așa ai zis că ne băteai mereu? Aproape mereu, nu așa era? Care, băiete, am câștigat cele mai multe. Tu, Milică, eu vă băteam mereu. Ai uitat când te-am bătut cu Halfingerii? Da, mă, Milica avea ciclopii și tu aveai dăia, mă, dwarf mulți. Așa, Gigi, și a dat auto, l-am rupt. Da, mă, atunci că am greșit eu. În rest, eu eram pe 1 și Gigi pe 2. Eu eram pe 1 și Gigi pe 2. Bă, adevărul era undeva la mijloc. Eu eram pe 1 și unul din ei era mereu pe 2. Morlocul era mai mereu pe 4. Bine, nu câștigam eu mereu. Undeva la 70% din timp. Pe locul 2 și 3 erau mereu ei. Nu știu care era mai bun. Amândoi aveau calitățile și defectele lor și eu așa câștigam de cele mai multe ori. Mă foloseam de ce știam și îi băteam cu propriile lor arme. De ce nu mai jucați, mă, să vedem care câștigă? Și chiar așa era, frate, de ce să nu mai jucăm? Și ne hotărâm noi să facem un joc, morlocul nu era acolo, dar Dilimache era un înlocuitor perfect. Și vine mai pe seară Milică cu 2 beri și un suc, alegem o hartă medie să avem timp să terminăm și ne punem pe jucat. Nu trec 2 ore că i-a dezmembrat, victorie totală. Acum la hărțile astea mai mici, noi trăgeam la sorți cu ce castele să jucăm. Eu am avut norocul să joc castelul de titani, cu ăla jucam cel mai bine și era printre cele mai puternice. Era greu să pierd. Nu-i corect, mai avut titanii. Sunt eu de vină, Senciuc, am tras la sorți. Nu, mă, mai facem unul mâine. Luăm o hartă mare. La hărțile cele mai mari, nu prea conta cu ce castel începi. Erau zeci de castele pe hartă. Și până ajungeam noi să ne batem, aveam fiecare câte 5-6. Plus că noi aveam anumite reguli, să fie jocul mai corect. Nu aveam voie decât cu 2 luptători pe hartă, în prima oră nu ne atacam între noi, aveam dreptul fiecare la un autosave, adică în cazul în care o zbârceam rău de tot, puteam să evităm greșeala. Și vine a doua zi, ia Senciuc 2 beri și un suc și ne punem pe jucat. Și după vreo 4-5 ore a câștigat Milică. Este, mă, este, mă, barbarii, v-am rupt! Ai trișea, Milică. Ai văzut că știa toate alea? Le știe pe toate dacă joacă toată ziua. Cine e pe primul loc? Cine e? Cine e? Milică! Milică, barbaru! Dacă știi toate hărțile pe de rost, ce contează? V-am rupt? Nu-i corect, Milică. Ce se întâmplase? Hărți mari nu erau decât vreo 5-6 și Mitică le știa pe toate pe de rost. În joc conta foarte mult artefactele pe care le aveai la luptător. Îți dădeau atac, apărare, magii puternice și fiecare hartă avea câteva locuri cu artefactele cele mai puternice. El știa unde sunt și se ducea direct acolo, le lua pe toate și devenea invincibil. Nu, Milică, mai facem unul mâine. Dar hai să căutăm pe net hărți, trebuie să găsim. Zis și făcut. Pleacă Milică și ne punem pe căutat. Găsim 2-3 site-uri cu hărți, descărcăm câteva, dar pe urmă ne gândim mai bine și hotărâm să descărcăm a doua zi. Să fie și Milică de față. Vine a doua zi Milică, de data asta iau eu 2 beri și un suc și îl punem să aleagă el o hartă, să nu zică că a întrișat. Alege o hartă, începem jocul și ne punem pe jucat. Eu și Senciuc cad în partea de jos a hărții, eu în stânga, el în dreapta. Milică stânga sus, Dilimache dreapta sus. Nu era deloc bine pentru mine. Era între Milică și Senciuc. Știam că el va fi ținta lor, care ajungea primul la el, avea avantaj. Acum în Hiros sunt mai multe tipuri de teren. Printre ele e și nisipul. Și pe acel teren mergi foarte puțin cu luptătorul. Și eu căzusem exact acolo. E un dezavantaj destul de mare la începutul jocului. Eu mergeam în 3 zile cât ei într-una. Ei aveau deja tot felul de mine, eu n-aveam nimic.
dar ochisem eu ceva pe hartă, aproape de mine, un sfinx. Sfinxul era ceva unic în Heroes. Ajungeai la el și spunea o întrebare, de obicei aproape imposibil de răspuns. Dacă greșeai, luptătorul cu armata erau pierdute. Dacă răspundeai corect, primeai armată foarte puternică. Cel puțin așa era în hărțile originale. Unde te duci, Gigi? La Sfinx se duce. Ce e ăla, mă? Ce faci? Îți pune o întrebare, mă. Ce vreți, mă? Altfel n-am șanse. Stai cu minte că pierzi armata. Dar eu deja mă gândisem la tot. Pentru a ajunge la Sfinx, trebuia să treci câteva bătălii destul de grele. M-am dus cu amândoi luptătorii, principalul cu armata și al doilea ca sacrificiu pentru Sfinx. În caz că greșesc să nu pierd armata principală. Am pierdut totuși jumate din ea pe drum, dar am ajuns. În tot timpul ăsta, Milica și Senciuc deveneau mai puternici, aveau o grămadă de mine și avansau amândoi încet spre Florin. Și intru la Sfinx cu luptătorul de sacrificiu, nu mai știu ce întrebare era, dar avea două răspunsuri posibile. Yes or no, da sau nu. Gigi, stai cu minte că pierzi luptătorul. A, stai, mai încerc o dată. Pe ce-l pierzi pe la bun? Am autosave-ul Senciuc. Răspund eu acolo yes și pierd luptătorul. Mă duc cu celălalt, răspund nou și victorie, răspuns corect. Dar când văd ce-mi dă, să-mi cadă fața, o pereche de cizmulițe. Pentru arasul meu de joc. Ce ai, mă, ți-a dat cizmulițe? Am pierdut jumătate de armată și o grămadă de timp pentru cizmulițe? Nu se merită. Cine te-a pus? Te-a mâncat la MS-DOS. Continuăm jocul, acum cu cizmulițele mergeam și eu cât ei. Probabil de-aia erau puse acolo. Încep și eu să devin mai puternic, mai capturez câteva castele, dar Milica și Senciuc erau mult mai puternici și se apropiau de Dilimache. Milica venea cu un luptător și spre mine. Vezi că te atacă ăștia, mă. N-au șanse, mă. Îți iau castelele, prostule. Bă, Gigi, ataci din gură, mă. Dar ce am zis, mă? Lasă-l să joace singur. Și au început să-l atace pe Dilimache, să-i fure castele și armata din ele. Eu acum știam cum joacă ei și știam ce au în cap. Știam că Senciuc se enervează dacă vorbesc și se oftică. Cu cât făceam asta mai mult, juca și mai prost. Știam că Milica când e tăcut coace ceva și de obicei se făcea că atacă ceva și atacă altceva. Ținta lui reală eram eu. În fiecare castel erau câteva vrăji și cea mai puternică dintre ele era teleportul. Cu ea teleportai luptătorul pe hartă, treceai peste ape, peste armată, ajungeai în locuri unde de obicei ajungeai în 7 zile, doar într-una. Și bănuiam că Milica o are deja, dar se ferește de noi. Și mi-am luat toată armata și am plecat să caut castele, știam că vine Milica după mine. Și am avut dreptate, venea după mine și avea și teleportul. Mi-a luat vechiul castel și eu am plecat spre altele, era prea puternic să mă pun cu el. Și în drumul meu am mai găsit o pereche de cizme. Și acum că eram și eu pe teren normal, mergeam de 2 ori cât ei. Fugi, Gigi, ți-e frică? Vorbim mai târziu, Milica. L-a atacat Senciuc pe Dilimache și i-a luat castelele. Vino, mă, spre mine, îți las un castel. Iar în ce, mă, faci iar manevre? Ce manevre, mă, îi las un castel? Nu mai, mă, nu e voie. De ce, Milica, a zis ceva? Nu mai jucăm dacă încep iar cu d-astea. Bine, mă, nu-i zic nimic, nu-l învăț eu ce să facă. Dar dacă vrea să ia castelul, să vină. Chiar dacă nu puteam să-l folosesc cum l-am folosit pe Morlocu, tot era bine, îl foloseam ca momeală. Acum, Milica nu mai intra în castelele pe care le avea, să nu vedem în care are teleportul. Dar am început să caut castele noi, să construiesc magie în ele și în cele din urmă am găsit și eu teleportul. Avantajul meu erau cele 2 cizmulițe și faptul că luptătorul meu era Knight. Întotdeauna jucam cu luptător Knight. Avea atac și apărare bună, plus magie destul de decentă. Milica avea luptător barbar, mai multă apărare și atac, dar magie mai slabă. Mă refer la punctele de magie. El folosea teleportul de 5-6 ori pe tur, eu de 15 ori. Era aproape imposibil să mă prindă. Și a început Milica să se oftice, că nu e corect, că știam harta și m-am dus la Sfinx, chestii de-astea. N-ai ales-o tu, Milica? Ai făcut tu ceva? Nu, Milica n-a făcut nimic. Crezi că am luat toate hărțile de acolo la rând să caut unde e Sfinxul? Eu știu, e posibil. Ce te oftici, Milica? Cheliosule, așa te oftici mereu? Stai așa, că la tine vin. Se supără Milica, se duce și îl bate pe Dilimache, îl elimină din joc. Prost ești, bătrânule. Du-te, mă, și fă-ne o cafea. Trecuseră vreo 4 ore de când jucam. Milica era foarte puternic. Eu puțin mai slab, dar recuperam. Senciuc avea cea mai mare armată, dar nu prea explorase harta. N-avea multe artefacte. Aduce Dilimache cafeaua. Ce dracu e așa sărată? Te-ai pișat în ea, nebunule? Ce ai, mă, nu? Vezi că acum te bat, nu mai ești mic. Nu, mă, am pus sare în ea. De ce dracu ai pus sare, mă? Să râdă voi dacă ăsta m-a scos din joc. Trebuia să-i pui doar lui, prostule. În fine, mai trec vreo 2 ore și era clar că harta va fi câștigată de mine sau Milica. Senciuc era foarte puternic, dar nu avea teleport. Lui ne mișca mult mai repede pe hartă. De bătut, cred că îl băteam pe Senciuc amândoi. Dacă l-ataca, pierdea jocul pe urmă. Și cum Senciuc era și obosit, ce zice?
Bă, eu nu mai joc, n-am șanse. Știi ce facem? Îi lăsăm castelele și luptătorul și jucăm noi. Bine, Gigi, îl trezim la sfârșit și dăm lupta finală cu el. Adorme Senciuc și după vreo oră mă duc până la baie. Când mă întorc, Milica îi luase lui Senciuc câteva castele în care avea dragoni și îi cumpărase el. Ce faci, Milica? Ce am făcut? I-ai luat dragonii lui Senciuc, n-am vorbit că îl lăsăm? Nu, mă, doar castelul principal. Ia alegi tu pe celelalte. Ce dracu să iau, că alea erau varză. Le luase el pe alea bune. Am zis bine, mă. Deși știam că a încălcat promisiunea. Dar știam și că e frică, începea să se oftice. Și după jumătate de oră, deja era mai puternic el, dar el nu știa asta, încă mă vâna. Eu mă făceam că fug de el, dar mă fac că calculez greșit și mă prinde. Calculase momentul să fie prima zi, să-și cumpere armat și să nu mai aibă bani să se retragă. Și l-am nimic și frate, a rămas cu jumătate de armat. A încercat să se retragă, dar nu mai avea bani. După luptă, m-am dus direct spre castelele lui și le-am luat pe toate, l-am eliminat. Ai avut noroc cu cizmele alea. Tu cu alea o ții și tu ai avut. Nu, mă, tu le-ai avut de la început. Și cât am pierdut pentru ele? Și armată, și timp? E, asta e, băiete, am ieșit pe 2. Nu, Milica, pe 3, că Senciuc încă e în joc. S-a ridicat și a plecat direct, n-a mai zis nimic. L-am trezit pe Senciuc, i-am zis că a ieșit pe 2 și am terminat jocul. Vreo 2-3 săptămâni s-a ofticat Milica, râdea mereu de el că l-am bătut. L-o tot ținea pe-a lui, că am știut eu de cizmulițe și de-aia am câștigat. A, și Dilimache chiar pusese sare în cafea, că l-am pus să bea și el, ca să fim siguri. Cam atât pentru azi. Dacă v-a plăcut povestea, nu uitați să dați un like, un comentariu și un share. Și subscribe dacă încă nu v-ați abonat. Apăsați și clopoțelul pentru notificări. Ce putem învăța din această poveste? Păi, cum a spus un mare jucător de poker, eu joc oamenii, nu cărțile. La fel și eu îi jucam pe ei. Și cafeaua cu sare e bună la beție, frate. Până data viitoare, ne întâlnim când o vedea. Hai pa! 2-2-2-2-10-2-6. Dar plecați, mă, de aici, ați venit toți, ai duceți-vă de aici. Te învăț meserie. Nu înregistrezi acum? Da. Hai! Mă pui aici să zic degeaba. Hai cu viață. Așa mai cu viață. După ce mi-au opere două. Aici ce poveste îți fac. Te rezici perfect, asta e. Și cum ar fi în fața ta. Nu știu cum dracu scos tot sunetul ăla de acolo.